sunt Larisa Coraberu. Eu, fiind tânăr, trebuie să iau o decizie. Și ori de câte ori sunt întrebat, dar ce profesie voi lua, la ce instituție voi merge, și sunt întrebat atât de părinți, cât de profesori, cât de prietenii mei, rudele, dar toată lumea nici nu înțelege că nici eu nu știu care este decizia pe care să o iau, pentru că sunt foarte multe opțiuni, dar poate nici nu cunosc eu la moment ce trebuie să fac. Și sunt întrebări, întrebări și iarăși întrebări. Dar fiecare om în viață și are rostul său. Unul și-ar dori actor, altul șef de șantier. Unul se vrea deputat, altul ministru de stat sau un șef, dar cât mai mare, fie chiar și diplomat. Altul vrea să fie mic, să răspundă de nimic. Dar cât unul, așa altul, își croiește al său traseu. Este rău sau este bun? Nimeni nu poate să o spună. Fiecare își face a sa carieră. Este ea capricioasă, precum și o jună, la chip foarte arătoasă, tot sperând că dacă timpul trece, ea te joacă și întrezindu-te în apus, vezi că timpul tău s-a dus și oftezi neputincios. Dar ce folos? Da, deci fiecare om își croiește și își alege profesia. Atunci când ești determinat, alegi când o profesie, când alta și când ajungi la o anumită vârstă, zici, păi, dar de ce nu am luat să fiu una din profesii pe care a zis-o mama sau a zis-o tata? Dar sunt foarte multe mituri atunci când trebuie să-mi iau o decizie. Și încercăm să vedem care sunt acele mituri. Unul din mituri legat de carieră este că există o singură profesie, o ocupație care mi se potrivește. Nu e cam așa, pentru că individul manifestă pentru o multitudine de abilități, interese și valori. Niciuna din profesii nu va exploata întregul tău potențial. Dar bineînțeles că vor exista unele mai potrivite decât altele. Important e să fii convins că ai decis în cunoștință de cauză și că interesele, abilitățile și nevoile tale se încadrează în cerințele ocupației alese. Nimeni altcineva nu este indecis. Majoritatea tinerilor sunt indecis, raportat la ce fel de muncă vor presta. Nu e nimic rău în a fi indecis atâta timp cât te preocupi să aduni informațiile de care ai nevoie pentru a alege la timpul potrivit. Există câteva studii care arată că cu cât mai multe abilități și interese deții, cu atât îți va fi mai greu să elimini unele opțiuni și să te oprești la altele. Alegerea poate fi foarte grea, mai ales pentru cei cu potențial multiplu. Următorul mit este că toată lumea trebuie să aibă succes în cariera, chiar dacă aceasta înseamnă să facă lucruri în care nu interesează. Fiecare persoană, dacă își face meseria pe plac, va avea neapărat succes. Succesul este diferit la fiecare. Cineva vrea să devină foarte bogat, să aibă foarte mulți bani, dar cineva este mulțumit pentru faptul că merge cu plăcere la serviciu și se întoarce cu plăcere spre casă. Profesia mea trebuie să fie ideală, să-mi satisfacă toate dorințele și nevoile. Dar trebuie să cunoaștem un lucru cert, că orice profesie, orice activitate are avantaje și dezavantaje. Trebuie să le cunoaștem și să ne informăm. Sunt momente, perioade când profesia sau ceea ce facem ne aduce o satisfacție. Dar sunt momente când zici că gata, vreau să-mi schimb o altă profesiune, dar când revezi, înțelegi că este ceea ce faci, o faci cu dragoste și cu plăcere. Următorul mit este că piața muncii se schimbă atât de repede încât nu poți efectiv să-ți planifici viitorul. Viitorul este în permanentă schimbare, exact ca și noi, și viitorul îl putem planifica și îl putem analiza în dependență de trebuințele și necesitățile noastre. Și evident că este foarte
pentru dispariția unei profesii sau unei activități este foarte greu, chiar și dacă procesul tehnico-științific are niște pași destul de enormi și frumoși. Decizia alegerii instituției sau profesiei de urmat este un moment deosebit de important pentru tine ca tânăr și de aceea trebuie să fii îndrumat, informat și să înveți să iei o decizie. Procesul decizional cuprinde următorii pași. Identificarea problemei în legătură cu care trebuie luată decizia. Ce alegere trebuie să fac? 2. Ar trebui să te autocunoști, să explorezi propriul tău potențial, ceea ce înseamnă să-ți analizezi interesele, abilitățile, valorile tale, caracteristicile de personalitate. Ce sunt interesele? Ce sunt interesat să fac eu? Ce activități îmi plac? Ce nu îmi plac? În ce mediu de muncă m-aș simți cel mai bine? Valorile? Care sunt lucrurile importante pentru mine? Ce vreau să obțin de la cariera mea? Și ori de câte ori vei fi întrebat, care sunt cele ale tale 5 valori cele mai importante? Trebuie să găsești permanent răspunsul, dacă îl vei avea, o să-ți fie foarte ușor ca să poți să mergi înainte și să-ți satisfaci trebuințele și nevoile tale. Abilități. Ce pot să fac cel mai bine? Care sunt cele mai importante aptitudini? Care sunt punctele mele tari și cele slabe? Poți să-ți faci și o listă în care să împarți în două, să faci două colonițe și să scrii în una abilitățile tale puternice, punctele forte și în cealaltă ceea ce poți să faci tu mai puțin bine. Personalitate. Ce calități am care m-ar ajuta în muncă? Care va influența stilul meu personal? Alegerile pe care le voi face? Deci trebuie să-ți cunoști propria personalitate. Identificarea opțiunilor. În acest moment, care sunt alternativele care mă interesează și care mi se potrivesc? Alcătuiește o listă de opțiuni pe care intenționez să le explorez mai profund. Următorul pas, acumularea de date și informații despre fiecare opțiune. După ce ți-ai întocmit lista de opțiuni, poți să te informezi despre fiecare opțiune în parte. Examinezi datele și informațiile pe care le ai deja. Identifici resursele și informațiile de care ai mai avea nevoie. Și evaluarea opțiunilor. Identifici avantajele și dezavantajele fiecarei opțiuni. Identifici valorile și nevoile care îți sunt satisfăcute de fiecare opțiune. Identifici riscurile și posibilele consecințe negative ale fiecarei opțiuni. Selectezi unele opțiuni din lista pe care o ai și ai destule informații pentru a lua o decizie. Dacă nu, continui să aduni și să analizezi informațiile. Formulezi un plan de acțiune. Care sunt pașii care trebuie urmați pentru realizarea deciziei mele? Ce informații și resurse trebuie să am pentru fiecare pas? Și care sunt posibile bariere și cum le depășesc? Ți-ai decis ce profesie vrei să înveți? În cazul în care ai decis, consulți atent listele cu instituțiile de învățământ care sunt din țară și de peste hotare. Cele din țară le poți găsi pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Analizezi informația pe care ai găsit-o, contactezi telefonic sau prin e-mail sau deschizi site-ul oficial al instituției și te informezi cu informația care este pentru abiturient. Te interesezi din timp despre perioada de admitere, deci când începe perioada de admitere, care este ultima zi de depunere a actelor, cum lucrează comisia de admitere. Pregătește-ți din timp dosarul cu actele necesare pentru concursul de admitere. Practic, la toate instituțiile de învățământ este un anumit pachet de acte care trebuie să îl depui, dar fiecare instituție are și acte suplimentare care poate să ți le ceară. De aceea te informezi de pe site-ul oficial al instituției. Și ceea ce propun eu să ai întotdeauna pregătit este un portofoliu care să conțină CV-ul tău personal,
scrisoarea de motivare sau de intenție, unde să poți motiva, de ce vrei tu să înveți la această instituție, să desfășori studiile în această instituție și diplomele pe care le deții, pe care le-ai obținut pe parcursul anilor de studiu. Decizia va aparține, dar dintotdeauna să ții minte că orice profesie sau orice activitate o vei face, să știi că cea mai frumoasă profesie este profesia de om. Cea mai bună haină este omenia. Îți doresc succes!